masculină de basket Steaua București a repurtat o victorie spectaculoasă luni seara în Liga Națională. În sala Mihai Viteazul, într-un joc contând pentru etapa a doua din partea secundă a sezonului regulat, elevii lui Cătălin Burlacu au dispus cu 100-82 de CSSCM Timișoara. Steaua a făcut legea pe teren și nu a lăsat nicio clipă impresia că oaspeții vor putea obține ceva din acest joc. La finalul meciului, tehnicianul Stelis s-a declarat mulțumit de atitudinea elevilor săi și promite noi victorii în acest sezon. Atunci au fost două înfrângeri usturătoare oarecum, dat fiind faptul că lupta în accederea primelor șase a fost foarte, foarte acerbă până în ultima etapă, cum ați văzut, din returul primei grupe. Sunt mulțumit în mare parte pe evoluția echipei și pe evoluția unor jucători de la care mereu aștept mai mult și cu care mereu vorbesc și cu care încerc să îmbunătățim și calitatea jocului prin calitatea individuală, evoluția individuală în joc. Cel mai bun marcator al Stelei în jocul de luni seara a fost Radu Vârnă. Capitanul roșialbaștilor a făcut un joc exemplar. A reușit să înscrie 26 de puncte și abia așteaptă să se prezinte la lotul României pentru meciul cu Spania din 20 februarie, primul pentru tricolori în campania de calificare pentru Eurobasket 2021. A fost un meci destul de greu, dar ne-am pregătit bine pentru el toată săptămâna și am reușit să jucăm la intensitate maximă. A fost puțin frustrant să pierdem două ori contra lor și asta ne-a motivat și a trebuit să demonstrăm de ce suntem în stare. Da, e binevenită, dar eu am fost convocat la lotul național în România și o să am pregătire de pe 11 la Cluj. Eu cred că ne vom pregăti extraordinar de bine, având în vedere că e campioana mondială și o să încercăm să facem un meci extraordinar. Alături de Radu Vârnă s-au mai remarcat din tabăra Stelei și Strahinia Jovanović, 25 de puncte, William Davis, 16 puncte și Carlo Vragović, 14 puncte.